Am revenit, sunteți la economia turismului, despre mystery shopping vorbim, despre clienți sub acoperire sau mystery shopperii care pot să iau lucrurile foarte în serios, se pot recomanda ca fiind clienți reali și află cam cum funcționează industria ospitalității în țara noastră. Satisfacția clienților oricum depinde în mare măsură de relația personală care se stabilește cu potențialul client. Conceptul sunt în afaceri cu oameni, afacerea mea este despre oameni care îi ajută pe oameni, este la fel de actual și astăzi, deoarece nimeni nu dorește o interacțiune doar cu un brand sau cu o companie. Satisfacția clienților depinde în mare măsură de relația personală care se stabilește cu potențialul oaspete. Serviciile de mystery shopping reprezintă un instrument popular pentru stimularea angajaților, dar și pentru obținerea unei perspective realiste despre propria afacere. Deși orice companie din industria ospitalității ar avea mare nevoie de serviciul de mystery shopping pentru a putea monitoriza și îmbunătăți relaționarea cu clienții, majoritatea nu sunt dispuse să accepte un feedback obiectiv și nu conștientizează importanța pe care o are satisfacția clienților în crearea și menținerea unei afaceri de succes. Activitatea de mystery shopper, cumpărător sub acoperire. Activitatea de mystery shopper, cumpărător sub acoperire, nu poate fi numită încă o meserie în România, majoritatea ofertelor fiind ocazionale și neimplicând un program full-time. Există însă multe persoane interesate să practice mystery shopping-ul. Obiectivul de bază care trebuie constant urmărit este acel al creșterii vânzărilor prin fidelizarea clienților. Este demonstrat că un client satisfăcut se întoarce și este de asemenea demonstrat că un client nemulțumit împărtășește experiența lui negativă unui număr de cel puțin 4 persoane. Firmele care activează în industria ospitalității pot folosi acest instrument pentru a evalua elementele care influențează gradul de loialitate al clientului din momentul în care acesta se îndreaptă către serviciile sale până în momentul în care îi oferă acestuia servicii post-vânzare. Clientul trebuie să apeleze cu încredere în viitor la serviciile firmei, să o recomande, să revină. Tot prin intermediul proiectelor de mystery shopping se pot evalua comparativ practicile folosite în cadrul firmei versus cele folosite de concurență. Pentru orice firmă, cunoașterea competitorilor este esențială. Atâta timp cât concurența oferă aceleași produse, servicii la prețuri asemănătoare, serviciile pentru clienți vor face diferența. Cosmina Voichița Meseșan este alături de mine, specialistă în mystery shopping și customer care cu specializare în turism și servicii. Vorbim despre turism și despre serviciile din turism. Să concluzionăm sau să reamintim care sunt principalele lucruri ce trebuie îmbunătățite în ceea ce privește serviciile hotelurilor de pe litoral, în urma studiului pe care l-ați realizat și care este foarte competent și complex. În primul rând, în urma studiului făcut la hotelurile de 45 stele de pe litoral, este nevoie o investiție în oameni. Aceștia să știe exact, concret, care este oferta, să aibă câteva abilități de vânzare, de a menționa facilitățile incluse în preț, pentru că aici hotelurile se bucură de spa, de piscină, de parcare, uneori chiar de plajă privată, iar în momentul în care știu să le menționez și să fac un calificativ în plus, îl atrag pe clienți. Până la urmă, toate informațiile acestea se regăsesc și pe site. Servicii de spa, servicii de wellness, parcare privată, piscină, propria plajă și enumerarea ar putea continua. În ce constă abilitatea celui de la telefon, da, angajatului sau acelui pe care l-ai față în față, în cazul în care te-ai și întâlnit cu el sau te-ai dus până acolo, în a te convinge sau măcar în a-ți declanșa curiozitatea că ceea ce oferă ei și au și alte hoteluri este mult mai bun pentru tine, este mult mai bine pentru tine să folosești sau să-i alegi pe ei. Angajații ne pot convinge prin două elemente, odată prin ospitalitate, pentru că astfel îmi dau seama că în momentul în care chiar mă cazez voi avea parte de toată atenția cuvenită. Și asta începe la telefon și în al doilea rând să nu fiu nevoit să citesc 5-6 pagini pe un site sau pe mai multe, ci să ia din zbor ceea ce îmi doresc și să-mi dea acel lucru exact pe gustul meu și să-mi pun acel beneficiu. Cum, care e părerea dumneavoastră? Este important ca, acum vorbim, agenție de turism, hotel, restaurant și vorbim despre restaurant pentru că ele au, să spunem, după alte criterii,
în general se desfășoară activitatea lor. Este important să menționezi și punctele slabe, să spunem, să le afle de la tine, însă apoi să vii în compensație cu punctele tari și astfel celelalte slabe să fie uitate, dar este important să le precizezi clientului, pentru că apoi dacă le află, în capul cui se sparg toate oalele? Se spune și până la urmă, nu se sparg în capul angajatului, se sparg în capul companiei, se sparg în capul hotelului, al pensiunii. Sau câteodată și a angajaților, că reclamația vine direct la recepție. Absolut. Până la urmă, cine a vorbit la telefon? Între ce ore ați vorbit? N-am reținut numele. Între ce ore? Cine era de serviciu? Și se află până la urmă. Dar clientul nu rămâne nemulțumit față de angajat, ci rămâne nemulțumit față de hotel în sine. Despre hotel va vorbi, nu despre un angajat. Cu siguranță trebuie să fim sinceri, însă trebuie să fim și diplomați. Iar uneori, dacă spunem măcar un lucru negativ, dar negativ, eu n-am folosit acest, v-am spus un punct mai slab, să un spunem. Un punct mai slab, punem virgulă și spunem dar și punem o calitate care reiese din acest lucru negativ. Să spunem, nu suntem situați chiar pe plajă, ci suntem situați la 200 de metri, dar așa, veți avea parte de foarte multă liniște, nu de nebunia de pe plajă direct. Poate să îl transformă într-o calitate. În același timp, îl face pe client să aibă încredere în consultant, că îi spune exact ce va găsi acolo. Nu va lăuda doar produsului, ci va fi sincer. În același timp, contează chiar dacă toate sunt bune și frumoase și că vorbea de restaurante. Bun, să vorbim și despre restaurante acum, da? Da, apropo de sincer, nu numai că trebuie să fii sincer, dar trebuie să lași și percepția că este sincer. Și ca să poți să faci toate aceste lucruri, este important nu numai să-ți cunoști foarte bine produsul despre care vorbești sau despre care ești întrebat, ci să crezi în el, pentru că dacă nu crezi în produsul respectiv, atunci nu poți fi convingător în momentul în care îl vinzi. Dacă nu crezi în produsul și în compania pe care o reprezint, nu poți să-l faci pe client să aibă încredere în tine, în primul rând. Nu faci transferul de pentru încredere, pentru că în customer care, în primul rând, se vinde omul, compania și doar apoi serviciu. Și este un element și o greșeală vitală pe care am întâlnit-o aproape în fiecare restaurant. Anume? Legat de sinceritate, clientul întreabă ce aveți bun și ce aveți proaspăt astăzi. Care de fapt este așa o întrebare sau care este meniul zilei de astăzi sau și care este recomandarea bucătarului. Da, și răspunsul este toate sunt bune și toate sunt proaspete. Da. Eu personal cred că nimic nu este bun și nimic nu este proaspăt sau habar n-are ce vinde, pentru că noi funcționăm că este prea frumos să fie adevărat și nu mi-a dat un argument. Și atunci ar trebui să-mi spună dacă preferați o carne de vită, v-aș recomanda un vițel rasol care chiar l-am primit astăzi și este... Important să fie primit astăzi. Există, da? Ca o paranteză... Adică să-mi dea un argument și după aceea să-mi arunce pasa tot în, de partea clientului, el să ia decizia, dar să-mi spui de ce e cel mai bun, pentru că dacă fiecare cameră este superbă, dar depinde unde prefer, mai jos prefer să am un view și vreau la etajul 12, să-mi dai și un argument. Acum am trecut la hoteluri. Argumentația în orice este întotdeauna binevenită, pentru că astfel facem lucrurile să fie mai reale. Cât este de important, am auzit în ultima perioadă pe foarte mulți care evită restaurantele care au o listă de meniu lungă cât o zi de Paști și le preferă pe cele care au câteva produse, pentru că astfel, în percepția lor, au certitudinea că acele produse sunt foarte proaspete sau proaspete, cum ar fi și normal să fie, preparate. Cum funcționează lucrurile acestea din experiența dumneavoastră și din studiile pe care le-ați făcut?
E mai bine pentru un restaurant, pentru că până la urmă important este să dăm sfaturi pozitive, să dăm sfaturi, totul să fie pozitiv și lucrurile să se rezolve, pentru că clienții mulțumiți, restaurante, hoteluri, agenții mulțumite și invers, este o relație fără de care nu se poate, niciunul nu poate funcționa față de celălalt. Da. Aici nu cred că există neapărat o regulă. Dacă sunt un bistro unde clientul vine, mănâncă rapid, e indicat poate o listă mai scurtă, dar dacă sunt un restaurant cu renume, trebuie să am o ofertă destul de vastă care să fie pe gustul fiecărui client. Și atunci cum se mai personalizează? Bine, acum sunt restaurante personalizate cu specific mediteranean, cu specific italienesc, cu specific pescăresc, cu specific țărănesc, nu știu. Cred că până la urmă contează ca ospătarul să consilieze la masă clientul, să știe ce recomandă. Mult mai important decât meniul în sine. Așadar, niciodată... Omul face diferența în vânzări. Absolut. Niciodată avem tot ce vă doriți, totul este foarte proaspăt. Da? Nu, trebuie să menționăm concret, să punem un argument, să argumentăm de ce îi recomand clientului. Dacă pe litoral sau hotelurile de 4 și de 5 stele de pe litoral, în analiza dumneavoastră și în experimentul, l-aș putea numi, al dumneavoastră, doar 40% s-au prezentat dintre hotelurile cercetate, s-au prezentat, nu știu cum să numim, bine, foarte bine? Bine? Mediu, bine, așa. Pentru că întotdeauna da. Mediu sună, nu sună foarte promițător, întotdeauna este loc de mai bine. În ceea ce privește restaurantele, există și o statistică aici? Pe lângă studiile pe care le avem pe un specific, pe un client anume sau pentru clientul lui și concurența care date sunt speciale pentru acel client, am făcut vreo 14 studii ca și dintre acestea, iar la restaurante s-a făcut un studiu pe restaurantele din București, restaurante de lanț, iar calitatea este chiar mai bună în ceea ce privește amabilitatea și rapiditatea. Unde este nevoie de îmbunătățire ar fi la abilități de vânzare, la faptul că imediat după ce aduc clientului preparatul ar trebui să-l întreb dacă este conform și totul el este mulțumit, preparatul este gustos și asta mă ajută la două lucruri. Să pot rezolva unele probleme încă din fașă, pentru că dacă la sfârșit clientul, angajatul mă întreabă dacă sunt mulțumit și spun că a fost, nu a fost bine prăjit peștele, dau un exemplu, e mult prea târziu. Clientul nostru nu va avea timp să mai stea să-i fac un alt preparat. În schimb, dacă îl întreb imediat ce l-am servit, pot să remediez anumite probleme și chiar le pot transforma într-un atu, pentru că în relația cu clientul, un serviciu excepțional nu este un serviciu perfect, ci încrederea că orice s-ar întâmpla, eu voi fi alături de client, remediez rapid, corect și fac încă un pas în plus ca să câștig loialitatea lui. Iar beneficiul numărul 2 ține de faptul că îmi pasă. Vreau să aflu percepția clientului, care este diferită de percepția mea. Eu în bucătărie sunt un profesionist, clientul mă vede prin ochii lui. Și aici este o statistică foarte interesantă dată de Mystery Shopper Provider Association. Spune că 80% dintre managerii și antreprenorii din România consideră că sunt orientați spre client, mai ales cei din Horeca. Însă doar 8% dintre clienții acestora, menționez mai puțin de 10%, cred acest lucru. Așadar, 80 versus, da, versus 8. Din, da? Cei 80, adică din cei din 100%. Prin urmare, contează cum o vede din afară. Iar restaurant, satisfacția este diferită. Dau un exemplu foarte pragmatic. Okay. Dacă merg la restaurant personal, vreau un ospătar amabil, care să știe ce să-mi recomande, fac o ambianță plăcută, vreau ca totul să fie impecabil de curat. Poate domnul cu care plec la restaurant vrea să fie o friptură mare adusă rapid și să costă puțin, iar mama se va bucura că nu gătește ea și nu va trebui să spele vasele. Prin urmare,
Ospătarul și restaurantul trebuie să satisfacă toate nevoile care sunt diferite în funcție de profilul clientului, de vârstă, de așteptări. Dacă vreau o cină romantică, mă aștept la anumite lucruri. Dacă mănânc ceva rapid între două zboruri, nu mai contează așa de mult ambianța, vreau ca totul să fie rapid, gustos și sănătos. Și sănătos, da, și atunci e destul de greu și trebuie să cer feedback de la clienți. Și cred că de aici începe interesul scăzut încă spre cercetări de marketing, spre mystery shopping, spre vocea clientului, adică să-mi pese cu adevărat ce crede clientul. Și antreprenorii spun, păi Cosmina, sunt de 20 de ani în business, știu ce vor clienții. Dar nu mai vor ce vreau acum 20 de ani. Exact. Și sunt multe tipuri de clienți. Asta e o întrebare pe care mă intenționam să o adresez, iată că i-a venit și rândul. Cum s-a modificat așteptarea sau cum s-au modificat așteptările clienților, având în vedere că tot călătorim, avem puncte de reper, vedem cum se întâmplă, vedem cât costă, facem întotdeauna un raport calitate-preț, pentru nu mai vorbim despre ambianță și despre toate ingredientele care fac, nu? Îl fac pe un client să se reîntoarcă sau să te recomande. Cum s-a modificat profilul clientului? Pentru că nu, în funcție de asta, trebuie să se adapteze și restaurantul, hotelul, agenția și așa mai departe. În primul rând, clientul este tot mai pretențios pentru că cântărește banii pe care îi oferă. În același timp, el călătorește și în afară și în România sunt restaurante de top cu un serviciu excepțional. Există unități în București de care am fost și eu personal impresionată cum gestionează o reclamație. Despre reclamație aș vrea să și vorbim după ce vă terminați ideea și cum este important să fie gestionate astfel încât clientul să nu, sau discuția să nu se termine ori cu un telefon trântit în furcă, mă rog, să folosim expresia aceasta, ori să spună la toată lumea, inclusiv pe rețelele de socializare, care acum au atâta vizibilitate și este de ajuns un singur cuvânt să spui negativ la adresa cuiva, pentru că este preluat, rostogolit și se transformă într-un bulgăr enorm. Da, cu siguranță. În plus, un element care a fost un element de bază în satisfacție, ca să spun foarte pe scurt, sunt trei factori în satisfacția clientului. Factorii de bază, care lucrurile care le considerăm de la sine înțelese. Factorii doriți, care dacă întreb fiecare client ce își dorește, ți-l va spune. Și aici este marea parte din satisfacție și de aceea este nevoie de aceste cercetări, să întrebăm clientul. Și factorii de entuziasm sau cireașa de pe tort. Cu ce câștig eu clientul? Dacă dau un exemplu banal, poate acum 25 de ani să ai aer condiționat într-un restaurant era un factor excepțional, acum este un factor de bază. Suntem mulțumiți doar dacă nu este și este o zi toridă de vară. Atunci remarcăm. Atunci remarcăm. Prin urmare, noi dorim tot mai mult. Cu cât suntem client de restaurant, gusturile ni se fac mai fine, pretențiile cresc și ca să mă fidelizeze trebuie să-mi schimbe și să-mi ofere mereu, să se reinventeze acel hotel. Nu poate să-mi ofere același serviciu. În același timp, contează lucrurile de bază, partea de amabilitate, calitatea preparatelor, dar și cum știe să-mi vândă. De exemplu, cel mai ușor mijloc de a crește nota este să-mi oferă refil când băutura este aproape goală. Și este un lucru care pentru mulți este destul de greu. N-am înțeles de ce. Sau în momentul în care îmi recomandă să-mi spună și de ce îmi recomandă, să-mi personalizeze această recomandare. Și apropo de clienți, mie îmi place să spun că mai nou suntem cam 19 milioane de tipuri de clienți, că ne-am cam împuținat de la ultimul recensământ. Absolut, pentru că fiecare are personalitatea lui. Da, și în același timp un client poate să fie de 3 ori amabil, răbdător, drăguț, iar a patra oară să fie un client cu totul diferit. Pentru că sunt niște cauze sau niște circumstanțe în care el nu este la fel de drăguț sau este între două zboruri și se grăbește.
Și pentru nimeni nici o zi nu seamănă cu alta sau, normal, mă rog, cam așa se întâmplă. Cum gestionăm reclamațiile? Acum fiind de partea celor care oferă servicii. Da. În primul rând, fiecare persoană care relaționează cu clientul trebuie să știe și să poată gestiona aceste reclamații, pentru că clientul nu așteaptă întotdeauna ca să revină șeful de unitate, s-ar putea să nu fie în sală. Un alt element este că o reclamație nu înseamnă să ridic tonul, să cer cu un manager. O reclamație pentru mine este atunci când din ochii clientului vezi că nu este pe deplin mulțumit, este o reclamație și trebuie să o aflu, să o conștientizez și să o rezolv. E foarte important că ați vorbit despre aceasta, este o subtilitate până la urmă. Clientul nu a spus sunt nemulțumit, nu a spus, vorbind de anumită situație, vreau să vorbesc cu șeful de sală, vreau să vorbesc cu directorul hotelului și așa mai departe. Pur și simplu, întrebat fiind cum a fost, poate să spun a fost bine, dar în ochii lui se citește foarte clar nemulțumirea și asta de fapt este o reclamație, chiar dacă nu este expres. Da, sau poți să vezi că nu a consumat întreg preparatul, că ceva este nemulțumit, caută pe cineva în sală. În același timp, ca și clientul să spună ce are pe suflet, ospătarul trebuie să fie deschis, pentru că dacă întreb doar de complezență automată, a fost totul bine și îmi întorc privirea, nimeni nu va fi deschis să-mi comunice. În al treilea rând, este extrem de important cum vedem reclamație. Nu, nu ne plac reclamații pentru că vina este dată asupra noastră ca persoană, indiferent cine este vinovat. Însă reclamația mă ajută pe două părți, pe două laturi. Unu, recâștig încrederea clientului și clientul îmi dă a doua șansă să fie mulțumit și să revină. Și în al doilea rând mă face să fiu mai bun eu personal sau eu ca și unitate, ca și restaurant. Și dacă mă gândesc care ar fi celelalte variante, să-mi facă reclamă negativă puternică, să plece la concurență fără să știu de ce. Și aici facem foarte mult lost sales, cercetări, să aflăm de ce a plecat clientul și este trist pentru că multe unități nu știu. Clientul poate să înțeleagă uneori nemulțumirea, dar nu este bine că el va înțelege odată, va înțelege de două ori și apoi va pleca. Dacă avem noroc, va înțelege de două ori. Da. S-ar putea, având oferta, este foarte generoasă pe piață. Da. Așadar, dacă sau să apeleze la o terță persoană care este cel mai destructiv, că vorbește cu un blog, cu o televiziune, mă dă în judecată la protecția consumatorilor și atunci reclama negativă crește proporțional. Și aici avem un mijloc de conștientizare atât pentru angajați cât și pentru antreprenori care se numește costul pierderii unui client și pe baza reclamei pozitive și negative și pe o altă statistică care spune că costul atragerii unui client este de 10 ori sau chiar mai mare, calculând viața unui client, îți vei da seama că tu nu pierzi 50 de ron la un lunch, ci vei pierde poate 200 de mii de ron sau chiar mai mult. Deoarece acel client vorbește cu alți potențiali clienți pe care îi pierzi, iar tu după aceea investești, acel client se putea reîntoarce. Tu trebuie să investești mai mult în publicitare, să atragi alți clienți în urma clientului pierdut. Am înțeles. Și totul este un bulgăre de zăpadă, așa cum vorbeam. Și cum am spus, care se mărește ca într-o avalanșă. Cum gestionează? Cum ar fi bine să gestioneze toate sau acest prim contact și să nu lase, este un conflict până la urmă, da? Și să nu lase să ajungă la o criză. Da. La reclamație există două părți, da. Gestionarea conflictului și rezolvarea problemei. Nu poți să trebuie făcut atunci în restaurant, da. Atunci la hotel, în acel moment. Conflictul trebuie făcut atunci de oricine, chiar dacă am o reclamație cu femeia de serviciu. Iar gestionarea problemei se poate amâna sau rezolva pe moment. Și aici începem cu ascultarea activă a clientului. Continuăm să redefinim și să detaliem adevărata problemă, nu frustrare, pentru că clientul s-ar putea să nu spună din prima care este problema sau să aibă mai multe și noi ajungem în conflict doar la picătura care umple paharul.
și putem să aflăm date ca să rezolvăm problema. Îl putem face pe client să conștientizeze mai bine și să-și dea seama că de fapt nu este problema așa de gravă, de un exemplu. Sau să-l raționăm, să-l ducem pe emisfera dreaptă. Apoi trebuie să empatizăm cu clientul. Nu trebuie să-i spunem că nu are dreptate, că atenuăm conflictul, nu trebuie să-i spunem că are dreptate dacă nu știm încă cu adevărat, dar trebuie să-l înțelegem. Și aici mai este un truc și chiar am o metodă foarte bună de gestionare a reclamațiilor. Continui să-i mulțumesc că a venit și mi-a spus mie personal și mă ocup de acest aspect să nu se mai întâmple nici lui, nici altă persoană. Și atunci îl dezarmez complet și va spune, știu că nu sunteți poate personal de vină, dar hai să vedem cum putem gestiona. În literatura de specialitate sau în școala economică românească se spune că trebuie să-i mulțumești clientului la început și la sfârșit. La început nu-i poți mulțumi doar când știi toată problema, adică dacă reclamația este pe mail, pentru că tu nu o știi, nu este firesc. Iar la sfârșit poți să-i mulțumești doar când ai rezolvat în favoarea clientului, pentru că dacă ajungem la un call center și spunem ne pare rău, nu putem rezolva și încă nu aveți internet, dau un exemplu, dar vă mulțumim, este fals. Vă mulțumim că nu aveți internet. Da, da, pentru ce? Și atunci mie îmi place să spun mulțumesc clientului la mijloc, ca la sfârșit să mulțumească el. Și continui cu a-l implica pe client să găsim și să analizăm mai multe alternative și a găsi cea mai bună soluție pentru ambele părți, client, companie, uneori în acel moment că clientul nu mai așteaptă. Și dacă sunt și clienți și sunt convinsă că sunt și clienți chițibușari, adică ei sunt nemulțumiți de absolut orice, vor să plătească puțin pentru 2 stele să obțină servicii, să beneficieze de servicii de 5 stele. Cum te comporți cu ei? Pentru că avându-l, îl poți transforma într-un client satisfăcut? Da, îl poți. Și un client al meu îmi spunea că nu există clienți dificili, există doar clienți cu nevoi speciale. Și aici pornește de la principala cauză pentru care oamenii fac reclamații, este să fie auziți, să se simtă importanți. Unii nu vor decât atenție. Și această atenție, dacă îi oferi, în majoritatea cazurilor se transformă în clienți mulțumiți. Și de multe ori acel client care ți este fidel și vrea să continue o relație cu tine, se face reclamație. Ca și în viața personală, cei dragi te critică. Vecinul de la 7 nu-i pasă exact dacă te schimbi sau nu și nu-ți va spune. E drept, probabil sunt 2% sau chiar mai puțin de clienți care orice faci ești nemulțumit, dar acesta este un procent extrem de mic. În rest, doar caută atenție și o rezolvare. Și de multe ori clientului, dacă este nemulțumit de atitudinea personalului, nu va spune și va inventa sau va găsi un nimic element care nu este important și ne gândim oare ce a pățit clientul, de ce exagerează. Dar de fapt este doar picătura care umple paharul și sunt multe alte nemulțumiri. Așadar, să concluzionăm în minutul care ne-a mai rămas la dispoziție. Nu e deloc ușor să lucrezi în această industrie a ospitalității. Și pentru că vorbeam despre ospitalitate la început, să nu finalizăm discuția tot cu ospitalitate, până la urmă să oferi ospitalitatea pe tavă. Nu este un lucru, da, pentru a folosi și, da, și elementele din discuție. Nu este simplu. Pe de altă parte, provocările sunt foarte mari. Sunt mulți mystery shoppers sau clienți sub acoperire cu care aveți contract și care practică, nu? Sezonier, poate, cum să-l numim, un astfel de job? Având în vedere că trebuie să știi foarte multe lucruri, da, da sau nu? Sunt din ce în ce mai mulți, nu la fel de mulți ca în Statele Unite. Eu acum 9 ani, 10 am fost agent de mystery shopping în Deja state. Occidentul are tradiție aici, da, da, are tradiție și acolo poate să fie inclusiv un job full-time. Dar persoanele care doresc să devină clienți misterios sunt acele persoane care vor în primul rând să schimbe ceva în calitatea servirii, că la rândul ei și ei sunt clienți.
Și dacă în plus pot lua masa gratuit la restaurant sau pot să aibă mici gratuități, este important. În plus, este o muncă frumoasă, ești un agent secret sub acoperire și te ajută și pe tine să fii conștient de micile detalii care creează excelență, să-ți evaluezi obiectiv echipa dacă ești manager. Noi chiar folosim această activitate într-un proces de team building în trainingul angajaților, pentru că chiar te conștientizează. Cred că de aici, de la conștientizare, ar trebui să vină totul. Mulțumesc foarte mult, Cosmina Voichița Meseșană. Există și o carte, nu? Prima, unica România, ce există, Mystery Shopper. Dacă sunteți manageri de agenții de turism, de hotel sau de restaurante, poate că este bine să vă aruncați privirea, instruiți oamenii, nu se știe niciodată când un client sub acoperire poate suna și toate aceste informații, iată, se contabilizează. Totul spre binele dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc și dumneavoastră că ați călătorit cu noi și astăzi. Ne vedem marțea viitoare de la ora 20. Sunt Laura Dragomir, cu bine!